rezultatele grupului de inițiative studenții în acțiune, cei care au scris proiectul și cei care l-au implementat, dar pentru mai multe cuvinte, invit liderul grupului de inițiative să ne spună cum au decurs lucrurile, cum au format acest grup, care au fost etapele, cât de greu sau ușor a fost. Noi am început la specialitatea turism să scriem acest proiect, după care ni s-au apărat și cei de la inginerie, care ne-au ajutat foarte mult cu partea tehnică și partea practică. Mulțumim foarte mult, doamna Nonica ne-a ajutat foarte mult. Mulțumim Fondul pentru Tineri, pentru proiect. Mulțumim administrației universității, mulțumim primăriei că au fost alături de noi. Suntem fericiți că am putut să amenajăm acest spațiu. Noi deja plecăm, dar dăm în primire celor care rămân și sper să aibă grijă de aceste spații și să elaboreze și alte proiecte pentru tine. Pentru mulțumesc! Mă bucur ca o loc asemenea evenimente de facultății noastre. Mă bucur că avem asemenea studenți activi, nu doar la ore, dar și activități extracurriculare. Sunt foarte ingenioși, cât mai mulți studenți, cei de la anul 2, adică cei care nu s-au implicat în asemenea proiecte, să ia exemplu de la ei. Sunteți foarte bravo. Mulțumim celor care v-au coordonat și v-au ajutat să scriți proiectul, celor care v-au sponsorizat, administrației universității și Fondul de Întreținere din Cahul. Succes și la mai mulți și la mai mari! Într-adevăr, acest proiect e foarte ingenios, s-a făcut niște idei foarte bune, are un plan foarte reușit și de succes și îmi doresc că sunt în culoare. Amenajarea spațiilor de odihnă pentru studenți este ceva important, pentru că așa au decis studenții și așa s-au asociat într-un grup comun, care ei l-au denumit Studenții în Acțiune și chiar au acționat. De fiecare dată ne bucurăm când vedem studenții care stau pe scaune, cu cărțile, cu caietele în mână sau pur și simplu comunică. Este un rezultat nu doar al studenților, ci împreună și cu alți actori comunitari, cărora le mulțumim. În acest proiect au fost implicați atât grupul de acțiune al studenților, cât mulțumim și primăriei, administrației universității, agenților economici care ne-au susținut și, în primul rând, Fondului pentru Tineri care ne-au ajutat financiar și ne-au fost alături. We'll be right back.